Românii din străinătate au luat decizia de a-și înființa propriul partid, care va avea ca misiune să unească și să construiască, dar și să înlăture prăpastia care există între românii din afara țării și România. Formațiunea se va numi Partidul Diaspora Română, PDR, și potrivit unuia dintre fondatori, Constantin Ciprian Manoliu, reprezintă un proiect început în ianuarie 2016 în curs de înscriere, ce va avea lansarea platformei și programul politic în luna septembrie. În ceea ce privește mitingul programat să aibă loc în data de 10 august la București, Manoliu susține că ceea ce se întâmplă acum cu 10 august nu face bine nimănui, iar democrația e pe voturi, nu pe cine zbiară mai tare și mai violent în stradă. Fondatorii Partidului Diaspora Română consideră că a sosit timpul ca prăpastia existentă între românii din străinătate și politica românească să fie înlăturată odată pentru totdeauna și totodată că românii din străinătate trebuie să fie un factor de unitate și nu de dezbinare a României. În aceeași ordine de idei, precizează un comunicat de presă al fondatorilor PDR, mitingul promovat din străinătate pentru data de 10 august la București, fără ca diaspora să fie în vreun fel consultată și numit pompos, mitingul diasporii este în realitate o acțiune manipulatoare pusă la cale de cei care nu vor altceva decât să înlocuiască actuala putere cu puterea lor a forței străzii. Iată de ce Partidul Diaspora Română îi invită pe toți românii de bună credință și iubitori de țară din afara granițelor să nu se lase manipulați și să nu participe la această tentativă de dărâmare a ordinii constituționale bazate pe vot democratic, chiar dacă nici nouă nu ne place cum a fost votată, precizează sursa citată. PDR arată că este conștient de existența corupției sufocante prezente în toate sferele societății românești, însă consideră că în acest moment un meeting care se incite în mod foarte vocal la ură, violențe, anarhie și negarea democrației reprezentative consfințite constituțional este neavenit și nu va face altceva decât să lărgească prăpastia care separă diaspora de țara mamă.